găsesc o sintagmă pentru scritura ei, aceasta este căutarea sau afirmarea lucidității prin cuvinte. Textele ei, poveștile ei, care sunt povești particulare, de cele mai multe ori pornesc de la un caz real, dar vizează, dincolo de povestea propriu-zisă, un adevăr existențial pe care îl regăsim foarte ușor în fiecare dintre noi, fie că este trăit sau nu neapărat, nu în mod fizic. Cărțile ei anunță și rostesc această luciditate prin cuvinte. Cuvintele dezbracă cumva cititorul, așa cum te-ai dezbrăca de haine, așa cum te-ai dezbrăca de acele straturi ale propriei superficialități. Ei bine, și aceste cuvinte din care sunt făcute romanele ei sunt cuvinte menite să îndepărteze superficialitatea și să te cheme spre o trăire autentică. De asta cărțile sunt plăcute, dar în același timp constituie o înfruntare cu cel pe care tu îl ascunzi, îl ascunzi prin comportamente, îl ascunzi prin neautenticitate. Cred că succesul ei de autor se bazează foarte mult pe faptul că fiecare carte, în felul ei, vorbește despre singurătatea pe care noi o depănăm în mulțime, alături de ceilalți, singurătatea ca pretext pentru a ocoli propria singurătate, pentru a ocoli adevărul din noi. Cărțile ei vorbesc despre revoltă, despre cum să-ți trăiești dorința de autenticitate, astfel încât să ai parte de a trăi nebunia aceea a fiecărei clipe, nebunia care face viață frumoasă și pentru a te sustrage mediocrității. În fiecare zi Dumnezeu se roagă la mine, este al treilea proiect editorial pe care îl trăim alături de Chris Simion. După primele două cărți, ce ne spunem când ne vorbim, și 40 de zile, am decis să inițiem această aventură a redescoperirii unei cărți pe care Chris a scris-o sau a publicat-o prima dată în anul 2002. Este fascinant faptul că între ultimele cărți și această carte de mai de tinerețe există o legătură și o simbioză perfecte. Cred că cel mai bine dumneavoastră o să decideți ce înseamnă această carte recitind-o sau pur și simplu citind-o după ce trăiți acest eveniment alături de noi. Până atunci m-am gândit să vă propun următoarea regie. Inconfundabila vocea lui Marius Manole ne va familiariza cu textul citind niște fragmente pe care le-a ales. Eli Bădică, jurnalist cultural, care este aici alături de noi și pe care o citiți pe paginile Bookaholic, își rezervă sarcina de a vorbi despre carte și a deschide dialogul cu Chris Simion, dialog la care vă invit să participați. Bună ziua! Știu că nu e bine să-i vorbești pe morți, dar înmormântarea mamei a fost o comedie rară. Atunci nu am putut să-mi dau seama de asta, dar acum când îmi aduc aminte, râd într-una. Au ținut-o 3 zile pentru că nu mă găseau pe mine. Au mormântat-o de-abia a doua zi după ce am ajuns. Mă întreb ce făceau dacă nu apăream. Și noaptea dinainte, câteva femei din sat au stat la priveg, iar eu, cu mătușa Iulia și sora mea Clementina, ne-am dus într-o cameră alăturată să ne odihnim. Ne-am întins toate trei în același pat și pentru că nu puteam să adormim, am mai schimbat câteva vorbe. Pentru că dimineața aveam foarte multă treabă, am hotărât totuși să încercăm să ațipim. Nici 5 minute nu trecuseră, de când ne lăsaseră înfurate de somn, că am auzit ca prin vis glasul mamii. Clemi, Clemi! M-am ridicat brusc în fund, înfricoșată. În același timp cu mine s-au ridicat și celelalte două muieri, cu o față de parcă se anunțase intrarea României în război. Și ele auziseră aceeași voce spunând același lucru. Ne-am uitat una la cealaltă și am înlemnit. Nu eram în stare să mișcăm nici măcar un deget. E, gata somnul. Cine mai avea curajul să doarmă? Așa că, dacă tot urma să fie o noapte albă, nemai având altceva mai bun de făcut, am încins o discuție despre spirite.
Eu eram conștientă că mama nu putea să-mi facă rău, indiferent ce spirit era, pentru că mama e mama și mă iubea. Pe mătușa mea și pe sora mea le apucaseră cheful de bocit. Se treziseră în plină noapte că vor să se ducă să o bocească pe mama. Mătușa mea are și har de bocitoare. Vrei, nu vrei, tot plângi. Și începe și urlă. Hai, Lenuțo, scoală-te! Hai, surioară, ridică-te! Lenuțo, ce ne-ai făcut tu nouă? Hai, Lenuțo, mai spune tu ceva? Atât de dărâmată psihic eram încât singura idee care mi-a venit ca să le opresc pe nebune să nu mai bocească a fost să le avertizez că de la atâta bocit și de la atâta rugăminți poate reușesc să o convingă pe mama să se trezească. E, până acolo mi-a fost, n-am mai scos o vorbă toată seara. Au amuțit amândouă și de parcă ne aflam într-un film de groază, după ce se fotoliseră și le înspăimântasem puțin, s-a luat și curentul din casă. Toate ca toate, dar la asta chiar nu ne așteptam. Dintre cele trei, eu eram cea mai rațională. A fost pentru prima oară când un mort nu m-a speriat. Până la moartea mamei, nu eram în stare să privesc un cadavru pentru că imaginea lui îmi rămânea întipărită în minte și nu reușeam să mai scap de ea. Cu mama nu mi s-a întâmplat asta. M-am dat jos din pat, m-am dus în bucătărie, am luat o lumânare, am aprins-o și în timp ce veneam cu ea spre cameră, camera în care vegheam, era să-l trimit și pe tata în mormânt. Cum era beznă în toată casa și el stresat și îngrozit, vrând să fac același lucru pe care îl făceam și eu, cu lumânarea în mână, s-a speriat atât de rău de mine că nu și-a revenit câteva zile. Făcuse un șoc. Nu râdeți, chiar nu glumesc. I-am pus mamei lumânarea la cap pentru că mortul trebuie să aibă în permanență lumină și m-am întors în cameră cu mătușa și sora mea. Veniseră între timp și doi unchi de-ai mei care trebuiau să schimbe femeile la privechi. După cele întâmplate, nimeni nu mai avea somn. Toți eram treji, ei s-au dus să o păzească pe mama, iar noi ne omoram timpul cu diverse discuții. Cei doi unchi aflați în camera cu sicriul discutau și ei despre femei și despre petreceri. Ce altceva discută doi bărbați când se întâlnesc, cu atât mai mult cu cât se spune că atunci când stai la privechi, trebuie să fii vesel. În plus, mai râdeau și de noi femeile că nu avem pic de curaj și că ne speriem și de o muscă. În acest timp, mama a intrat în procesul de rigidizare, ceea ce a dus la ruperea panglicii cu care erau legate picioarele. Amândoi bărbații, oameni în toată firea, în momentul când au auzit rosnitura, s-au ridicat de pe scaune și fără să mai privească în jur, au luat-o la fugă spre ușă. Disperați, au intrat pe ușa amândoi în același timp și de grași ce erau, nu reușeau să treacă unul de celălalt. Înspăimântați de ceea ce credeau că se află în spatele lor, niciunul nu era dispus să lasă pe celălalt să treacă primul. Auzind zarvă și că pe ei care se luptau de zor să se salveze, ne-am îndreptat spre încăperea cu pricina. Îi priveam nedumerite și nu înțelegeam ce se întâmplă. După ce ne-au văzut și au dat seama că în spate nu mișca nimic, s-au calmat și au început să râdă. S-au uitat cu coada ochiului spre sicriu și văzând că mama e tot acolo, fără vreo explicație și fără să ne bage în seamă, au intrat din nou în cameră și s-au așezat pe scaune fluierând. Când aveam vreo 8 ani, mama a adus în casă un călugăr. Mama nu obișnuia să facă asemenea gesturi, însă atunci părea că este foarte încântată de acel om. Bărbatul știa să ghicească în cafea și în cărți. Și cum pe mama o interesau lucrurile astea, s-a împrietenit ciudat de repede cu el. Călugărul nu avea mai mult de 40 de ani. Venise în sat la baba Pâșcoaie, o vecină de-a noastră care era vestită în ținut pentru că știa să vindece tot felul de boli cu leacuri băbești. Călugărul o vizita pe babă de ceva vreme și într-una din zile s-a nimerit și mama pe acolo. Și uite așa s-au cunoscut. A stat la noi în casă mai mult de 2 săptămâni. A dormit în patul din camera de trecere și mânca întotdeauna singur, niciodată la orele când se servea masa. Era retras, vorbea foarte puțin și privea mult în podea. Îmi amintesc că mă jenam când îmi privea picioarele mici de sculțe și murdare și de rușine mi le ascundeam sub fustă. Timp de 2 ani ne-a tot vizitat casa. Venea cam o dată pe lună și stătea câteva zile. Restul timpului zicea că îl petrece la mănăstirea de la Durău. Devenise mai mult decât un simplu călugăr. Devenise un prieten al familiei. Toți îl așteptam de fiecare dată ca pe o minune. Nu mai țin minte cum îi se spunea călugărului. Părintele Mihai sau Ștefan sau, mă rog, nu mai știu cum. Acum oricum e un amănunt mai puțin important, cu atât mai mult cu cât nici nu știu dacă era numele său real. Important era că ajunsesem dependentă de el, că mă îndrăgostisem de el. Era ca un idol pentru mine. Nimeni niciodată n-a avut o putere de convingere mai mare asupra mea.
Îndeplineam cu credință tot ce îmi spunea el. Îmi ziceam rugăciunea dimineața, la prânz și seara, după fiecare masă și înainte de culcare. Învățasem pe din afară crezul și psalmul 50. Mergeam duminică de duminică la biserică. Tot ce îmi spunea el, făceam. După fiecare ședere, călugărul pleca de la noi încărcat. Strângea de prin tot satul obiecte pentru mănăstire. Covoare, icoane, haine, bijuterii, mâncare. Dar ce nu strângea? Nu cerșea niciodată. Lumea îi oferea toate acestea ca răsplată, după ce își exercita menirea de prezicător. Nu știu cât le nimerea și cât de serioasă era treaba cu ghicitul, însă femeile făceau coadă la călugărul nostru. Tata însă nu se lăsă deloc impresionat de toate calitățile acelui om. Și cum avea intuiție, nici nu-i plăcea foarte mult. Îl acceptă în casă doar pentru că îi făcea bine mamei, dar pentru că îi se părea suspect să vină aproape regulat în casa noastră și să tot strângă lucruri de valoare pentru mănăstire, tata s-a apucat să se intereseze de viața lui. A sunat la mănăstirea din Durău și a cerut informații. Îmi aduc aminte că pe mine neîncrederea tatei m-a durut foarte tare. Am suferit zile întregi, am plâns, n-am vrut să mănânc. Nu înțelegeam de ce trebuie să urmărească un om atât de bun și de cinstit, de ce trebuie să se comporte ca și cum ar fi fost un criminal. Tata nu m-a băgat în seamă și a continuat căutarea. Și bine a făcut. Călugărul nostru fusese într-adevăr la mănăstirea din Durău, dar pentru o perioadă foarte scurtă, fiindcă îl dăduseră afară din cauza orientărilor lui sexuale. Călugărul nostru era homosexual și încercase de mai multe ori să întrețină relații sexuale cu colegii din mănăstire, până în momentul în care s-a aflat. Și dacă ar fi fost numai atât, dar călugărul nostru era căutat de câțiva ani de poliție pentru tâlhărie și abuz în serviciu. Fusese arestat câteva luni, după care pus în libertate și dumnealui s-a reapucat de treabă. De meserie, cum ar veni. Ei, tot satul aflase vestea. Toți erau mâhniți și l-așteptau să-l linșeze. Surprinzător, domnul călugăr n-a mai apărut. Ori erau mai mulți și înainte să fie trimis la lucru sondau terenul, ori clar viziunea lui îl ajuta să-și imagineze ce răzme li se produsese în satul nostru, ori pur și simplu așa a fost să fie. Cineva l-a ocrotit. Dar cum poate cineva să ocrotească un asemenea specimen? Mă rog, în scurt timp i-au dat de urmă. L-au descoperit în subsolul unui bloc de pe Dorobanți, din București. Undeva în două camere își depozitase toate cadourile primite de la oameni. Mănăstirea din Durău era de fapt subsolul acelui bloc. Poliția l-a înștiințat pe tata, care apoi a fost chemat să identifice lucrurile ce îi aparțineau și pe care putea să le mai recupereze. Au mai găsit crucifixul de argint pe care îl aveau de la bunica, niște mir vechi, o icoană și câteva mărunțișuri. Mi-am adus aminte și cum își spunea acel tâlhar, călugărul Nicodim. Ce bun nume de scenă! Mulțumesc frumos și pentru că trebuie să mă duc să-mi exercit funcția mea de cetățean, să votez și pentru că am repetit și spectacol, am să vă părăsesc, am să vă las în continuare cu editura 3. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o duminică frumoasă în continuare. Mulțumim, Marius. În cele ce urmează vom încerca un mic dialog, pentru că eu sunt în primul rând jurnalist cultural, nu critic literar, și pentru că îmi place mult mai mult la o lansare să vorbească autorul decât alți oameni și să pună autorul lucrurile în context. Bineînțeles că se înțelege de la sine că nu aș fi fost aici dacă nu mi-ar fi plăcut cum scrie Chris Simion. De asemenea, cred că ar trebui să înțeleagă de la sine că are atât succes, exact cum spunea și Magdalena Marculescu mai devreme, tocmai pentru că ajunge la public. Mie acesta mi se pare cel mai mare atu, să spunem așa, al prozei pe care o scrie Chris Simion, și anume faptul că poate să comunice foarte bine cu publicul ei. Comunică prin cărți, ajunge la dumneavoastră tocmai pentru că scrie într-un limbaj accesibil, vorbește despre lucruri care ar trebui, dacă nu ne interesează, dar ar trebui să ne intereseze, de care ne lovim și pe care le întâlnim adesea la tot pasul. Trecând peste această mică introducere fără cap și coadă,
Vreau să vorbim puțin, să deschidem acest dialog cu reeditarea, cu ce înseamnă reeditarea acestei cărți în fiecare zi, Dumnezeu se roagă la mine, care este la a treia sau la a patra ediție, scoasă, publicată prima dată atunci când Cristi Mion avea în jur de 20 de ani, dacă nu mă înșel, 21, și cum se raportează la ea după atâția ani. Bună ziua! Este singurul roman din tinerețe cu care am fost de acord pentru reeditare. Este romanul pe care încă mai rezist să-l citesc, să-l recitesc. Este inspirat într-o poveste reală pe care am trăit-o și pe care am considerat necesar să o împărtășesc. A fost publicată prima dată în 2002 de către Cartea Românească. La un an după a fost preluată de editura Amaltea. Apoi prin 2010, parcă, sau 2009 a mai fost publicată de editura Paideea și iată acum cred că a ajuns acasă, cum îmi place mie să spun, pentru că sper să dureze colaborarea cu editura 3 și sper ca ceea ce publică Cristi Mion să se regăsească în portofoliul editurii 3. Este o carte care la vremea respectivă, în 2002, a ținut paginile ziarelor o bună perioadă de timp, vreo două săptămâni, pentru că editura care a publicat-o prima dată a primit o scrisoare de la Patriarhie în care se solicita scoaterea tirajului din librării. Gest pe care editura atunci nu l-a făcut. A ajutat pentru un comunicat de presă în care au împărtășit situația în care se aflau. Și iată cum romanul În fiecare zi Dumnezeu se roagă la mine ajunsese atunci cel mai bine vândut roman al unui autor român. Sunt tare curioasă pentru că ai amintit de controversele pe care le-ai iscat. A mai fost și acea copertă, dacă nu mă înșel, de la Paideea, care cu călugărița, nu știu dacă dumneavoastră știți, era o călugăriță în genunchi cu o jartieră roșie. Sunt tare curioasă dacă unu, să ne povestești ce s-a întâmplat atunci și doi, dacă de aceea coperta acum este mai cu minte decât atunci, dacă te aștepți să se mai iște o altă controversă. Romanul a fost considerat apocrif înainte de a fi citit. S-au oprit la copertă și la titlu și atât. Cu siguranță nu l-au deschis și n-au avut curiozitatea să-l citească, pentru că este o experiență dogmatică, profund creștină, care lovește instituția, nu credința unui om. Și în afară de asta e o experiență pe care nu are cum să o conteste nimeni, pentru că e experiența mea. Dar s-au limitat la o copertă îndrăzneață pentru 2002, și a fost suficient să lanseze un enunț despre ceea ce am scris, despre poveste, fără să fi știut, de fapt, esența. Între timp, din 2002 până astăzi, s-au întâmplat atâtea cu Biserica Ortodoxă și auziți singuri, încât cartea nu vine decât să completeze sau să reamintească că suntem într-un peisaj încă dezechilibrat.
Așa este. Și din pasajele pe care le-a citit mai devreme Marius Manole, m-am uitat în sală și v-am văzut pe câțiva dintre dumneavoastră zâmbind, ceea ce înseamnă că umorul și ironia lui Chris Simion au ajuns la țintă. Alte două caracteristici ale prozei sale sunt... interesată puțin să ne vorbești cum scrii și cum și dacă umorul și ironia ne salvează până la urmă, pentru că în carte sunt niște lucruri destul de grele și destul de apăsătoare, dar pe alocuri, cum a fost și scena cu înmormântarea, iată că putem să râdem. Cred că sunt singurele instrumente cu care putem să traversăm această existență, umorul și nu ironia, autoironia. Puteți să puneți și voi întrebări, dacă vreți. Deschidem... Pentru cine nu a deschis romanul, există un alt accent comic în această carte, o scrisoare care atunci când acest roman îl ofer unui medic, mi-o dă înapoi crezând că-i șpagă. Nu, este scrisoarea personajului principal, scrisoarea de dinainte de a se sinucide. Și dacă ați luat cartea, o să vă rog să o citiți la final, pentru că dacă aș fi vrut să o citiți prima dată, o puneam la început. Să respectați regula și o să vedeți de ce, insist. Ok, în... Dacă vă opri cineva pe stradă să vă felicite ca să fie mai mult pentru... Dacă vă opri cineva pe stradă să vă felicite ca să fie mai mult pentru Dumnezeu decât face Biserica Ortodoxă, de exemplu. Dacă vă opri cineva pe stradă să vă felicite că prin această carte faceți mai mult pentru Dumnezeu decât face Biserica Ortodoxă. Nu sunt într-o concurență cu Biserica Ortodoxă și nicio concurență cu nimeni. Am scris această poveste pentru că m-a durut și pentru că am crezut că împărtășind-o celorlalți contează. Și contează să trăim dincolo de dogmă, contează să trăim dincolo de prejudecăți, și contează să avem credința autentică, dincolo de norme, principii, biserici. Dacă mai sunt și alte întrebări, nu vă sfiiți. Sunt mult mai frumoase lansările de carte în care publicul interacționează cu autorul. O să vom continua încă puțin și după aceea, adică oricând, dumneavoastră puteți să adresați întrebări, să interveniți. Sunt tare curioasă, în diferite interviuri de-a lungul timpului, ai afirmat că tot timpul scrii, că nu se poate fără scris. Și sunt tare curioasă dacă după 40 de zile și în fiecare zi Dumnezeu se roagă la mine, care mie mi se pare o succesiune foarte faină, că la doar un an de la 40 de zile a apărut reeditarea aceasta, dacă scrii acum la altceva și dacă e spre final proiectul sau nu, dacă putem să dezvăluim ceva. Nu scriu atunci când fac teatru și nu fac teatru atunci când scriu. Fapt pentru care acum aflu într-o perioadă în care fac teatru și nu pot să scriu, pentru că sunt două energii total diferite, iar când mă duc pe unul dintre cele două drumuri, aleg să mă epuizez până la capăt. Nu las nimic pentru mine, pentru că o simt ca și când ar fi o trădare. Și atunci când mă apuc de scris, încerc să canalizez toată energia și toată inspirația în această direcție, iar atunci când fac teatru, o împrăștii cât de mult pot în sufletele celor cu care lucrez, în sufletele actorilor. E cu totul alt tip de lucru.
și n-aș putea, am încercat acum câțiva ani să oscilez între, chiar cred că lucram la ce ne spunem când nu ne vorbim. Și e imposibil. Deci nu. Apropo de ce ne spunem când ne vorbim, ok, așteptăm. O întrebare pentru Chris. Știu că această carte, în 2002, s-a bucurat și de o continuare cu o piesă de teatru. Deci, nu numai că ai scris despre asta, dar ai și transpus-o în scenă. Zi-ne mai multe despre piesă, care a fost și la un festival, la Capul de Regizor, dacă nu mă înșel. Mirela este chiar scenograful care lucra la acel spectacol și vrea să mă încuie. Pentru că a fost un experiment. Lansarea cărții în 2002 a fost făcută printr-un exercițiu teatral la Green Hours, unde oamenii erau invitați la lansare, dar de fapt când ajungeau acolo erau întâmpinați de un preot care îi miruia, erau așezați la niște mese unde se aflau colivă, colaci, mere și de fapt s-au trezit la plină, în plină pomană a personajului principal, Sara. Și tot exercițiul acesta, tot spectacolul, era construit foarte interactiv. Sala era luată în jocul ăsta și n-o să uit, cred că te refer la ce mi-amintesc eu acum, unul dintre invitați care a uitat că este totuși într-o convenție și a venit la un spectacol și l-a luat tot dialogul pe bune și pentru că se nimerise să fie o scenă în care personajul era ateu și era foarte vehement în necredința lui și încerca să-și convingă spectatorul de ceea ce nu crede, spectatorul respectiv s-a ridicat și mai că n-a ieșit, deci n-au sărit la bătaie. A fost foarte tare, foarte tare momentul, pentru că de fapt atunci îți dai seama cât de ușor poți să manipulezi cu teatru și cât de ușor poți să ajungi la rădăcina sufletului unui om și să-l atingi profund. Ne-am jucat. Bună, Chris! Bună ziua tuturor! Eu te știu de la Festivalul Underground în calitate de regizoare și te-am admirat dintotdeauna. Eu sunt Lorena de pe Facebook. Ca scriitoare încerc acum să te descoper. Mi-ar place să știu cum îți alegi subiectele pentru cărțile tale. Te așezi la masă pur și simplu și se dezvoltă ceva sau îți propui o idee și vine totul pe parcurs? Exact cum îmi aleg și temele în momentul în care fac un spectacol de teatru, așa îmi aleg și temele în momentul în care scriu. Se întâmplă foarte multe lucruri în viața mea, dar foarte puține necesare și necesare de a deveni subiect pentru o carte sau subiect pentru un spectacol. Sunt cele care cred eu că ne leagă pe noi toți și sunt temele care cred că se regăsesc în sufletele fiecăruia, în mintea fiecăruia. Doar că există curajul de a sta tu cu tine și de a da mai departe. Mă inspir din ceea ce trăiesc, îmi aleg temele din ceea ce mi se întâmplă și cuget dacă ceea ce mi se întâmplă este valabil și necesar celuilalt care urmează să citească. Dacă detest ceva este să stau pe timpul altuia și să-i irosesc timpul. Și atunci încerc ceea ce fac, fie prin scris, fie prin teatru, să fie un câștig de timp, nu un consum. Pentru că suntem live pe pagina de Facebook a Editurii 3 cu lansarea, avem și o întrebare de la Ioana Toloroaga, sper că i-am zis bine numele. E ok să te-o împărtășim? Bună ziua! Din păcate nu pot fi prezentă la această lansare. Mă numesc Ioana Toloroagă și sunt olimpică națională la limba română. Această carte a reprezentat o ipostază inedită a zborului în trecutul meu și voiam să întreb dacă această carte are vreo legătură cu experiența regizorală sau mai degrabă cu interioritatea dumneavoastră. Cărțile mele au un avantaj, acela că reușesc
să scopească în sufletul meu zone pe care nu reușesc niciodată să le aduc scenic. Atunci când scriu, ating o latură a mea pe care niciodată nu am reușit să o dezvolt într-un spectacol de teatru. Și atunci când m-a întrebat la un moment dat o persoană dacă ar fi să aleg între scris și teatru, ce aș alege, pentru că sunt destul de prezentă în ambele domenii, am spus, spun, nu știu dacă voi spune, dar am spus și spun că aleg scrisul. Apropo de experimentul pe care l-ai făcut la lansarea din 2002, eu mai degrabă voiam să întreb înaintea acelei întrebări dacă această carte ar putea fi dramatizată, pentru că mie mi se pare foarte vie și foarte alertă și mi se pare foarte potrivită pentru o... Am avut o propunere de dramatizare pentru această carte de la unul dintre regizorii pe care eu îi admir foarte mult și care a și scris pe coperta cărții. Este vorba de doamna Cătălina Buzoianu, care la un moment dat mi-a propus să dramatizeze romanul. N-am încă o relație foarte comodă și confortabilă cu scrierile mele. Am încercat să fac o dramatizare după 40 de zile, care încă nu-mi iese. Și atunci când mi-a propus, se întâmpla undeva în 2005-2006, nu am fost de acord. Pentru că cred că este o experiență mai mult literară decât una teatrală. Și cred că energia romanului pe care îl aveți acum în față e mult mai puternică interacționând cu ea prin citit decât vizualizând-o. Întrebam asta tocmai pentru că, sigur, publicul se unește la un moment dat, dar publicul care merge la teatru și publicul care citește cărți se despart la un moment dat și ar fi fost foarte fain tocmai pentru că teatrul ajunge puțin mai ușor decât literatura la oameni să ajungă și în forma aceasta. Și, desigur, nu știu dacă... ar fi fost o idee excelentă să te ocupi tu, având în vedere că ești atât de implicată, așa că poate cineva din exterior să dramatizeze, ar fi fost ok. Înțeleg că nu ești comodă și e paradoxal puțin că tocmai ești unul dintre regizorii care dramatizează și regizează foarte multe piese cu subiecte literare inspirate din literatură sau chiar luate după diferite romane. Eu dacă aș lua acum în fiecare zi Dumnezeu să roagă la mine la dramatizat, aș spune că e prost. Deci nu are cum să fie. Deci m-aș plictisi în primele 3-4 pagini, l-aș arunca și a zice no way. Nu aș da nicio șansă, glumesc. E foarte greu să lucrez pe textul tău ca regizor. E foarte greu să lucrez pe textele altora. Și mi-este foarte greu la dramatizări să tai atunci când îmi place un text, pentru că am senzația că tot ce am scos în dramatizare e necesar și evident că nu e așa. Cu atât mai imposibil îmi este să dramatizez cărțile pe care le-am scris, pentru că mi s-ar părea maxim tot ce am reușit să compun. Și atunci... Aveam o întrebare pe mine legată de citatul din carte care deschide cartea din Antigona. În primul rând, cum l-ai ales? Da, îl citim. Cum l-ai ales pe acesta? Și în al doilea rând, pentru că ai început cu acea glumiță cu că ți s-ar părea că este proastă și îi spune că este proastă. Ce-i scoate din carte acum?
dacă ai scoate ceva. Păi n-a scoat nimic, este a patra ediție și mi-o asum așa cum este. Chiar atunci când Magda a propus reeditarea, am recitit-o și nu mi s-a părut chiar atât de proastă încât să nu mai public acum. E proastă, dar nu chiar atât de proastă. Merită 2 ore să vă alocați, să o răsfăiți. Antigona, de ce Antigona, de ce Jeana Nui? Pentru că în 2002 eram într-o revoltă în care credeam că, de fapt credeam că definiția lui Jeana Nui din Antigona definește exact feeling-ul meu de atunci. Credeam că atunci când veți deschide cartea, exprimă cel mai bine tensiunea și temperatura romanului. Și cred asta și acum, că a reușit în câteva propoziții să surprindă ce eu am încercat un roman întreg. Sună cam așa, mă dezgustați cu fericirea voastră, cu convingerea voastră că viața trebuie iubită cu orice preț. Sunteți ca potăile care ling orice găsesc, cu micile voastre șanse zilnice, bune pentru cine nu e prea exigent. Eu vreau totul, imediat, iar dacă nu, refuz. Nu vreau să fiu modestă, eu una nu mă mulțumesc numai cu resturile aruncate pentru că am fost cu minte. Vreau să fiu sigură de tot, chiar acum. Să fiu sigură că totul e frumos, curat, așa cum era când eram mică. Sau dacă nu, prefer moartea. Da, mă caracterizează. O să încerc cumva să închei eu, dar dumneavoastră puteți continua foarte bine și din toate întrebările pe care le mai am, pentru că am spus mai devreme ce ai scoate din carte și nimic a fost răspunsul. Care a fost atunci când ai recitit? Sunt convinsă că ți-ai amintit scrierea volumului și voiam să ne spui care a fost scena care ți-a plăcut cel mai mult să o scrii. Cumva să incităm la lectură. Scrisoarea de final. Dacă aveți în continuare întrebări, vă rugăm să le adresați acum. Dacă nu le putea adresa atunci când vă va semna Cris Simion volumele. Eu zic că am deschis puțin orizontul acestei cărți și nu pot să închei fără să vă spun că mi se pare musai să o citiți, dacă până acum nu am subliniat suficient de bine, suficient de elocvent. Mulțumim tare mult!